Ziua Comunei Bălilești a fost un bun prilej pentru a face cunoscut cetățenilor săi adevăratele valori culturale ale Muștelului. Tradiția a fost exprimată prin frumoasele cântece și jocuri populare de către ansamblul Plaiuri Muștelene din Câmpul Lung sub îndrumarea coregrafului Puiu Tarbă. Aceștia au fost acompaniați de taraful Casei de Cultură a Sindicatelor, format din Elu Neagu Țambal, Nicu Chira, clarinet, Nicu Niculescu, mandolină, Mihai Stemate, chitară bas, George Catrinoiu, acordeon și Gigi Constantinescu, vioară.